Salutare, oameni buni, la următoarea provocare. Pe un drum se deplasau două autoturisme, unul roșu și altul verde, iar în spatele lor se apropia o mașină ambulanței, la care era pus în funcțiune și semnalul sonor special, cât și dispozitivul cu lumina albastră giratorie. Conducătorul autoturismului roșu, văzând ambulanța, a semnalizat dreapta și s-a oprit pe marginea dreapta a carosabilului. Însă, conducătorul autoturismului verde a semnalizat dreapta, a selectat banda din dreapta și a continuat deplasarea înainte. Care din ei au efectuat această manevră regulamentară? Deci lăsăm în comentarii un simbol al inimii de culoare a mașinii care a procedat corect. Iar până la sfârșitul săptămânii, aflăm și răspunsul. Succes!